Salutare, prieteni! Haideți să lăsăm puțin deoparte consolele și să povestim nițel despre multituluri. Mai exact, despre bijuteria asta de la Victorinox. Ce am eu aici este frățiorul mai mic, mai compact, mai elegant și mai ergonomic al modelului Victorinox Swiss Tool. Swiss Tool-ul este prima unealtă multifuncțională a celor de la Victorinox, primul briceag multifuncțional. E mare, greoi, aș putea zice de-a dreptul bolșoi rusesc, robust. Bine, jucăria asta vrea să fie varianta mult finisată a primului Swiss Tool, complet regândit, redesenat. Și acum știți că ăsta e frățiorul mai mic, trebuie să știți că sunt două mari bricege multifuncționale cu clește de genul ăsta la Victorinox, și anume Swiss Tool și ce am eu de față, Swiss Tool Spirit. Acum sunt mai multe modele, mai multe variațiuni, mai bine zis, ale acestor modele, cu mai multe sau cu mai puține unelte, dar diferențele sunt foarte mititele, așa că nu o să insist pe ele. Jucăria asta a apărut în 2004 și, rușine să-mi fie, intenționat nu m-am apropiat și nu am achiziționat unul. Asta cu precădere din cauza designului. Nici acum nu m-am obișnuit cu el. Formele astea line, blânde, liniile astea ușor curbate, hai să zicem feminine, nu m-au atras. Mie îmi plac chestiile cu unghiuri abrupte, linii dure, și așa mai departe. Ca să mă înțelegeți mai exact, uitați-vă la o sticlă de parfum pentru bărbați și comparați-o cu una pentru femei. O să înțelegeți exact la ce mă refer. Acum, până să trec ăsta în revistă și mă iertați acum că vă plictisesc, eu am crezut multă vreme că cei de la Victorinox au fost primii care au reușit să pună toate uneltele pe exterior. Vorbim de sfârșitul anilor 2000, când a apărut Victorinox Swiss Tool. Între timp, am descoperit că cei de la Victorinox au cumpărat o firmă americană, Bear Jaws. Actualmente s-a rebranduit în Bear and Sons. Ei au fost primii care s-au gândit să pună uneltele pe exterior. Formatul este similar cu acesta, dar ca desen este tot așa pătrățos, dreptunghiular, cum i-am acest Leatherman PSD. Și am aflat că cei de la Victorinox i-au cumpărat la sfârșitul anilor 90 pe Bear Jaws chipurile tocmai pentru patentul lor, dar nu mă refer la patent, gen clește, mă refer la patent din punct de vedere proprietate intelectuală, la conceptul lor de multitool. Și chipurile așa ar fi luat naștere Swiss Tool. Dacă n-am zis, mă repet, Swiss Tool Spirit este al doilea lor multitool complet redesenat, regândit. Și vedeți, e compact, este la fel de bine construit ca orice alt Victorinox. Sunt de-a dreptul impresionat de calitatea niturilor. Deci lucrătura e la mare artă în acest briceag multifuncțional. Acum, pe mine formele astea curbate m-au ținut deoparte. Dar dacă ar fi fost să fiu legat la ochi și să încerc o serie de multituluri, vreau să vă spun că ăsta se simte dintre tot ce am testat eu până acum și aș putea zice majoritatea multitulurilor ce se găsesc pe piață, ăsta este de departe cel mai ergonomic, cel mai plăcut de ținut în mână. Și când e închis și cu unelte în exterior, dar și în poziție, în cu cleștele desfăcut. Foarte, foarte, foarte ergonomic. Deci, dacă este foarte atent, lucrat, minuțios, extrem de calitativ, ca să zic așa, e bine, același lucru pot să-l spun și despre ergonomie. Nu cred că am găsit vreun multitool care să fie la fel de ergonomic ca acest Swiss Tool Spirit. Acum, cleștele vedeți și voi, e țapăn, e solid, e ok. Din păcate, nu are lamele de schimb în zona asta, cum au mai toate multiturile moderne, vezi Gerber, vezi Leatherman, dar este la fel de solid. Și acum uneltele, cum am zis, le accesez din exterior, cu mențiunea că pot fi blocate și ca să aduc încă un omagiu celor care l-au desenat, gândit și calității celor de la Victorinox, uitați-vă și voi ce frumos și ce atent lucrat este arcul ce ține uneltele în interior. Ce atent e decupajul ăsta minuscul, ca să zic. Și hai să, cum aș putea să facem să se vadă mai bine? Așa. Abordări diferite. Și acum uneltele, un mare, mare plus, se blochează. Sistemul de deblocare este foarte, foarte simplu. Acum uneltele sunt accesibile din exterior. Din păcate, ai nevoie de două mâini. Una să ții unealta și cealaltă să scoți. Ai nevoie și de unghiuțe, ca să fiu sincer. Și acum să scoatem noi așa evantai frumos și să vă povestesc nițel despre fiecare unealtă în parte. Comparație o să fac într-un alt videoclip cu Leatherman Wave și
să văd eu pe ce mai pun mâna de la prieteni, pentru că a mea colecție de multituluri s-a topit din cauze financiare. Bun, așa arată evantai cu toate uneltele scoase. În interior avem cleștele. Și acum avem un fierăstrău. Mi se pare lungimea puțin mică, dar definitiv îți faci treaba. Asta e un Vic de 91 de mm. Vă faceți ideea despre lungimea fierăstrăului. Avem o unealtă de împuns sau sulă, cum se mai spune, cu un cârlig. Asta n-am prea folosit-o eu. Asta vrea să fie o șurubelniță dreaptă, lungă, îmi place, cu desfăcător. Punem și asta la loc și avem aici, asta e o dăltiță și aici sunt, le zic eu, niște cuțite în formă de V și în formă de un U foarte lăbărțat. Astea sunt extraordinar de faine pentru cabluri, pentru dat jos izolațiile la cabluri și dăltița asta să lucrezi lemnul sau să faci diverse chestii. Eu nu recomand să lucrați cu ele la materiale mai moi, gen lemn. Nu vă puneți pe metal sau aluminiu sau mai știu eu ce. Acum, modelul ce l-am eu are lama boantă, ca să zic așa, cu fără vârf ascuțit, 3 sferturi, sau mai bine zis, 2 treimi e cu zimți și una dreaptă. Nu-mi plac zimții, se ascut extrem de greu, dar ce drept în material dens, merge mai ușor de tăiat cu lama zimțată decât cu lama, să zic eu, dreaptă, cu tăișul drept. Și pe partea cealaltă avem o pilă, puțin îngustă mi se pare pila, parcă mi-ar fi plăcut să fie mai lată, dar la ce folosești, sau cel puțin eu la ce am folosit, pentru mine e îndeajuns. Pare a fi mai zdravănă decât ce găsești la Victorinox, la bricegele lor de buzunar astea clasice, ca să le zic așa, dacă ar fi să luăm în calcul faptul că multiturile sunt mai moderne. Un desfăcător de conserve. Ce îmi place e că zona asta este ascuțită, se simte la deget. Ce îmi place și mai mult este o șurubelniță în cruce lungă și în felul ăsta poți să accesezi și șuruburi mai îngropate, mai greu accesibile și face treaba, e super ok. Nu știu ce oțel folosesc la unelte, ca să fiu sincer. Lamele lor și de fel, ei zic că folosesc un oțel martensit ceva de genul, care iarăși e un oțel mediu acolo. Personal l-am găsit ca fiind mult mai elastic, dar la unelte cred că folosesc totuși altceva, pentru că sunt foarte, foarte robuste. Lamele celor de la Victorinox, asta inclusiv, întotdeauna le-am găsit ușor de ascuțit, un pic mai elastice dacă ar fi să le compar cu 420 high carbon de la Leatherman. Și mai avem o șurubelniță dreaptă. Îmi plac, să le zic eu, opritoarele astea, se par foarte, foarte faine. Și ce îmi place iarăși foarte mult, motiv pentru care recomand Victorinox, de altfel recomand foarfecele celor de la Victorinox, asta e o foarfecă mai nouă ca desen, nu prea am întâlnit tipul ăsta de foarfecă la Victorinox. Nu e chiar pe gustul meu față de foarfecile lor, din păcate n-am niciun Victorinox aici cu foarfecă să vă arăt, iau foarfecile aici. Acum, asta e mai mică, dar închipuiți-vă formatul ăsta mai mare. Și la frățiorul mai mare, la Swiss Tool, găsim o foarfecă de genul ăsta, dar evident adaptată ca mărime. De altfel, foarfecile de pe Swiss Tool se regăsesc și pe modelele de 91 de mm. Și pentru mine, unul, sunt mai atrăgătoare decât ăsta. Toate astea mi-am făcut treaba foarte, foarte bine și cu jucăria asta. Și îmi plac la formatul ăsta de foarfecă, nu neapărat mărimea asta, sunt mari lamele de la foarfecă. Și iarăși vârful, zona din vârf devine ascuțită și pot să intru să fac chestii de finețe, pe când cu asta nu îmi vine să fac chestii de finețe, de altfel și ca să fie așa solidă și lungă, brațul ăsta al foarfecii este foarte gros. Ca design, se aseamănă, și design funcțional, se aseamănă foarte bine cu ce găsim pe Leatherman Wingman, doar că aia e mult mai elastică, mai slabă, foarfeca asta e mult, mult mai solidă, mai țapănă. N-aș băga-o la sârme și chestii mai tare, aș rămâne tot acolo pe la materiale textile. Și acum, pe scurt, ăsta este Victorinox Swiss Tool Spirit. Prețul e de la 100 de euro în sus, funcție de pachetul cu care vine livrat. Pachetul de bază este briceagul și teaca. Și atunci, în funcție de unelte, crește prețul. Ce e drăguț și caut eu să fac rost, aici pot să montez un tirbușon dedicat. Și vorba aceea, ești aranjat. Ce ar mai trebui să spun, dacă n-am spus deja, modelul 2020 are la lame, foarte drăguț implementat aici, o urechiușă ca să poți deschide lama cu o singură mână. Asta este Swiss Tool Spirit
o să caut să fac comparații ca să vă faceți o idee mai bună despre care multitool vi s-ar potrivi vouă, dar definitiv nu merită să fac o comparație cu Leatherman PST. Asta este generație 80 și asta este totuși generația anii 2000. Mulțumesc și numai bine!